puteam să nu trecem în pelerinajul nostru, sigur, și la Mănăstirea Petru Vodă, aici unde se află de altfel și mormântul părintelui Iustin Pârvu, un loc de închinare care undeva după Revoluție, după 89, a fost întemeiat pe aceste meleaguri, nu a fost o altă viață mănăstirească, dar iată că în perioada aceasta scurtă de timp s-a construit această biserică cu trăsături medievale și credincioșii au dat năvală peste aceste locuri de închinare, aceste locuri pline de har și sigur că pe aceste creste de dealuri, de munți, simțim și noi adierea Duhului Sfânt.